se numește domnul Andrei Spânu în funcția de ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Domnul Dan Perciun în funcția de ministru al educației și cercetării. Domnul Adrian Efros în funcția de ministru al afacerilor interne. Începând cu ziua de astăzi, trei portofolii importante, trei domenii importante de guvernare, educație și cercetare, afacerile interne, dezvoltare regională și infrastructura, revin în responsabilitatea voastră.